În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Amin. Da. Iată-ne astăzi în Duminica Samarinencei. Femeia teolog, femeia care intră direct cu Dumnezeu în vorbă și este și prima în istoria Evangheliei care arată că cunoaște așteptarea lui Mesia. Tu ești Mesia? Da, eu sunt cel ce vorbește cu tine. Ar fi o temă pentru acasă. Cum ați reacționa dacă într-o zi, în una din zile, când sunteți în rugăciune, apare în fața voastră Dumnezeu și spune: Eu sunt Dumnezeu. Vedeți? Asta e adâncimea Evangheliei, să nu te pierzi, să nu te intimidezi și să ai timp să și negociezi cu Dumnezeu. Adică să discuți ca și cu un frate, să discuți ca și cu un om, să discuți ca și cu un prieten, să discuți ca și cu un om obișnuit, lucru pe care îl vom găsi în Evanghelie doar de două ori. Odată îl găsim la femeia desfrânată care trebuia ucisă cu pietre. Au apărut păzitorii legii și au zis: Iisuse, aceasta a curvit, după legea noastră trebuie să moară. Ea stătea înfricoșată la picioarele lui Iisus și Iisus a aplicat una din teologiile divine. Dacă voi vă simțiți curați, hai, cine-i cel mai curat, să ia întâi piatra și să arunce. Și s-a apropiat primul făptaș. Când a fost la o distanță oarecare simplă de Iisus, a făcut 3 semne, 4 în ebraică, în nisip, arătându-i ce păcat ascunde în inima lui. El a lăsat piatra jos și a plecat. Și a venit și al doilea, și al treilea, și următorul, și următorul, până ce toți au plecat așa cum au venit, iar femeia îngrozită că v-a luat cu pietre în cap, s-a pus cu fața la pământ și deodată, ridicând ochii, s-a văzut ea singură cu Dumnezeu. Și aici Iisus intră în dialog din nou cu o femeie desfrânată. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu știu, Doamne. Care a fost răspunsul lui Iisus? Dacă ei nu te-au condamnat, nici eu nu te condamn. Dar îi dă o sentință simplă. Iertate-ți sunt păcatele tale, te rog să nu mai greșești. Ce putem descoperi aici? Pedagogia unui Dumnezeu bun și iubitor de oameni. Nu vreau moartea păcătosului, ci doar să se întoarcă și să fie viu. Din nou, o altă femeie desfrânată intră în casa lui Simon Fariseu, cade la picioarele lui Iisus, varsă lacrimi, sărută picioarele, le șterge cu părul capului, toarnă piele mir. Perfecționistul legii aplică imediat canonul scris. De-ar fi asta învățător sau Dumnezeu, ar ști ce ticăloasă și păcătoasă și ce desfrânată s-a atins de picioarele lui. Din nou pedagogia divină. Simone, eu am fost în casa ta și apă pe picioare nu mi-ai dat. Ea mi le-a spălat cu lac. Am fost în casa ta și nu le șters, ea le-a șters cu părul capului. Am intrat în casa ta și cu unde le-am numai uns. I-am uns cu mir spre îngroparea mea aceasta. Și apoi, ce îi spune femeii? Fapta ta va rămâne în veacul veacului. Cui s-a iertat mult, mult iubește și cine păcătuiește mult, mult îi se iartă. Ceea ce înseamnă
că nu avem o anumită cantitate de păcat care trebuie să o prezentăm în fața lui Dumnezeu, ci doar tot ce ne frământă, și că nu avem nevoie de o anumită cantitate de har. Dumnezeu ne varsă atât cât trebuie și nu avem nevoie de o anumită cantitate de explicație teologică, ci doar de chintesența părerii divine. Iertate-ți păcatele tale, fapta ta să fie scrisă în veacul veacului. Vedeți, interesant că Mântuitorul lucrează prin acest vas slab, numit femeia, pentru că ea trebuie să aibă cap pe bărbat, deci la vremea respectivă, în Vechiul Testament, nu se putea lua patent patriarhal, era supusă bărbatului său, era roabă, era sclavă. Și totuși, Iisus face niște gesturi care scot în evidență întotdeauna ceva ce depășește limita gândirii umane. Apare o Maria Magdalena, plină de desfrânare, frumoasă, cu un păr bogat, curioasă cine este Iisus, îl vede tânăr, se apropie în mod șarmant de el, sub ideea că poate îi va atrage atenția cu voluptatea și finețea ei trupească și eleganța feminină. Iisus doar o binecuvintează, ea cade la pământ și din ea ies 7 dragi. Și va deveni apostol mai înainte de apostoli. Va vesti învierea lui Hristos, după tradiții spune că până la scaunul cezarului, dar, așa cum o avem și astăzi în calendarul ortodox, Maria Magdalena, întocmai cu apostolii. Sunt aminonosiță. Tot femeie desfrânată, dar care de data aceasta trece printr-un amplu proces de restaurare, atât morală, cât și mistică. Deci, dis de dimineață, cu ulciorul de miruri în mână, îi apare Iisus, o bucură, îi cuprinde picioarele, îi le sărută și în același context, aceeași femeie vine și plânge la mormânt și spune: au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Adică instabilitatea sufletească în fața dramei sociale. Și mustrarea care o face Hristos este tot pedagogică. Nu îi spune necredincioasă, păcătoasă, neatentă, ce-i cu tine? Marie! Recunoaște glasul celui drept, numai că primește și sentința. Nu mă Nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. De ce nu s-a suit? Pentru îndoiala ucenicilor, pentru îndoiala întregii pleade de prieteni, martori și ucenici care trebuiau să mărturisească învierea, el trebuie să coboare de pe scaunul Tatălui, ca până la 40 de zile să facă altfel de arătări, ca ei să înțeleagă taina Scripturii. Aveau ochii legați să nu-l cunoască și inima lor ardea pentru dânsul, dar l-au cunoscut abia la frângerea pâinii. Nu ne interesează bărbații, azi vorbim de femei. Ne apare din nou acum acest caz cu dublă semnificație. Siharul sau Samaria, un loc unde împăratul Asut, când a cucerit acolo, a dus și închinarea la un idol în muntele Garizim, pe bază de mici desfrânări și arderi păgâne. Pentateuhul samarinean avea amestec și din Pentateuhul lui Moise. Adică pe lângă cărțile lui Moise mai avea și acestea dausuri păgâne. Acolo era fântâna lui Iacob. Fântâna lui Iacob, de fapt, este izvorul Scripturii Vechiului Testament și a seminției lui Iisus până în zilele noastre, din Iosif și din Maria, când el vine suvrem din Fecioară prin taina de la Nazaret. Și femeia spune: această fântână este adâncă, nu am cum să scot acum apă, dar de aici au băut și părinții noștri, și Iacob cu fiii lui și cu turmele lui, deci știa o parte din Sfânta Scriptură. Bănuiesc că cei care au fost în Samaria, după ce se merge la casa Martei și Maria, după ce se merge la mormântul lui Lazar, te duci mai departe și ajungi acolo în Ținutul Samaria, un loc musulman, unde este biserica
ortodoxă greacă care cuprinde fântâna Samarineni, acea fântână unde Iisus a vorbit cu femeia și este punct ortodox între musulmani și acolo a fost cândva și o interesantă minune. Eram cu un grup, cu niște fete de prin Germania, cred că erau, sau nu știu de unde, Elveția, habar n-am din ce zonă erau, erau din afară. Și una făcea o poză la fântâna lui Iacov și în timp ce făcea poza, îi spune la cealaltă: băi, dar zi la călugorul ăla să nu stea cu spatele. Eu m-am uitat în zonă și n-am văzut nimic. Păi ce călugăr vede asta? Prinde fluturi? Și când colo, ce de fapt vedea în obiectivul aparatului? Pe Sfântul Filomen, cel care a fost ucis acolo și a crăpat capul cu toporul când a fost atacat noaptea și ucis, care are moaștere acolo în biserică și ea, nemțoaica cealaltă, în timp ce o filma pe cealaltă fată, îl vedea în obiectiv. Deci pe Sfântul care nu s-a arătat oricui. Deci acel loc este un loc binecuvântat de Dumnezeu și acolo s-a petrecut marea taină de azi, când o femeie discută cu Dumnezeu despre mântuirea neamului ei. Ce este însă interesant, că femeia are niște călcări trupești și sufletești, de natură puțin deșanțată, fiind de neam samarinean. Când este întrebată unde este bărbatul ei, ea spune: 5 am avut, nu, n-am bărbat, și atunci Mântuitorul spune: 5 ai avut și niciunul nu ți este bărbat, adică era într-o încercare de probă, de concubinaj, era o femeie isteață și nu ținea un papă lapte lângă ea, dar chestiunea după care Hristos o cunoaște că ea este femeie liberă, este după cu totul o altă regulă. După tradiția iudaică, femeile gospodine, dacă erau sărace și nu erau bogate, mergeau să ia apă dis de dimineață, când izvorul era liber și nu trecea nimeni pe acolo. De când soarele se ridica de la ceasul al 10-lea și până seara după ora 5, când toți se potolesc pe la hanuri, pe la casele lor și te puteai duce a doua oară după apă, femeia stătea liniștită în casa ei dacă n-avea slugi și nu se ducea după apă. Ori ea, fiind în mijlocul prânzului la apă, arăta că este femeie fără regulă, adică n-are un bărbat care să o stăpânească. Și de aceea Iisus intră în discuție cu ea. Și acum o să luăm așa discret niște pasaje din Evanghelie, mie mi-e foarte dragă, aș citi eu de 10 ori să o ascultați ca să înțelege-o mai bine, dar să vedem ce ne mai spune nouă Evanghelia. Iisus a venit în cetatea Samariei numită Sihar, la locul în care Iacov l-a dat lui Iosif fiul său, și acolo era o fântână. Iisus, fiind obosit în sens pământesc, aici vorbim, s-a așezat lângă fântână, era la ceasul al 6, adică la 9 dimineața, și atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă și Iisus i-a zis: dă-m să beau. Ucenicii erau în cetate să cumpere de mâncare. Și aici femeia îi dă primul răspuns: cum tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Despre ce era vorba aici? Pentru că samarinenii s-au amestecat cu învățături păgâne, iudeii, chiar și când mergeau în altă cetate, ocoleau Samaria socotind-o loc spurcat. Și femeia rămâne total surprinsă că pentru prima dată întâlnește un evreu, un iudeu, care cere apă de la o samarineancă. La început îl consideră neinstruit. Cum, tu nu știi? Păi, între noi și voi nu-i niciun amestec. N-ai voie tu să bei de la mine sau eu să-ți dau ție. Suntem socotiți spurcați. Adică ca și cum femeia explică: pentru mine e o noutate că tu vii să-mi ceri mie apă. Dar Iisus intră în mistica lucrurilor, nu stă să piardă vremea pe bârfe din astea orale, legendare, snoave, povești și mituri. Dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu, cine este cel ce ți-a zis dă-mi să beau, tu ai fi cerut și El ți-ar fi dat apa cea vie. Deci ce apare nou?
în elementul Evangheliei, apa cea vie. Noi am mai auzit în Evanghelie vorbindu-se de pâinea cea vie care vine din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Ce este apa cea... fii cu minte, mă! Unde trebuie să-și întâlnă? Ce este apa cea vie? Apa cea vie este cuvântul Evangheliei lui Hristos, din care cine bea nu însetează niciodată. Ioan Gură de Aur a spus lucrul acesta. Evanghelia este un izvor cristalin care curge din gura lui Hristos. Și dacă eu am vorbit și nimeni nu s-a folosit, nu mi-am pierdut plata. Dacă s-a folosit unul, nu mi-am pierdut plata. Dacă s-au folosit 10, nu mi-am pierdut plata. Dacă s-au folosit 100, nu mi-am pierdut plata. Și dacă niciunul nu s-a folosit, nici așa nu mi-am pierdut plata. El continuă să curgă limpede și curat, iar cel însetat va veni odată să bea din el. Deci ce este aceasta? Chemarea la Hristos. Chemarea prin cuvânt. Evanghelia vine prin auz. Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, astăzi dacă ați auzit cuvântul lui Dumnezeu, nu învârtoșați inimile voastre, precum părinții voștri în pustie care au mâncat mană și au pierit. Deși Dumnezeu le-a dat 40 de ani să mănânce numai mâncare cerească, lor nu le-a folosit nimic. Când au scăpat la cele pământești, tot vițel de aur și-au făcut. Atât ai duce amintea, era idolatria împământenită 430 de ani în Egipt și ei nu puteau gândi altfel. De aceea a trebuit să le rămână oasele în pustie. Și o altă generație cu Iosua va trece în țara făgăduinței când despică Iordanul și Moise moare în muntele Neb. Iată însă ceva care stârnește curiozitatea. Nu știu dacă a exegetului sau a ascultătorului, dar întrebarea pe care aici vorbim de Ioan Evanghelistul, era clar că era lângă Hristos și cunoaște acest dialog mai bine. Auziți expresie, Doamne! Cum ar fi să mă adresez eu unui cetățean cu care stau de vorbă și să-i spun Doamne? Deci ea când a auzit cuvântul apă vie, pentru ea imediat s-a petrecut în cap ceva înalt. Doamne, nici găleată nu ai. Și fântâna este adâncă. De unde dar ai apa cea vie? Ați fost atenți cu câtă înțelepciune vorbește femeia? Și acum nu se lasă lămurită cu atât. Dă detaliile din cunoștințele ei teologice. Ca să vedeți că deși era femeie și n-avea treabă cu Tora, că femeia nu predica în biserică, iată ce îi spune. Oare nu cumva tu ești mai mare ca părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și diavolul toți însuși el și fiii lui și turmele lui? Și acum Iisus o provoacă. Oricine bea din apa asta însetează iarăși, dar cel ce bea din apa pe care o voi da eu în veac nu va mai înseta, căci apa pe care o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Vă dați seama că se schimbă contextul discuției de la o găleată de apă din fântână la apa cea veșnică, la apa cea vie, la izvoare de apă. Și în capul femeii se petrec o sumedenie de gânduri. N-aș putea nici din textele citite de la Ioan Gură de Aur sau de la Sfântul Teofilac să găsim cuvinte potrivite. Ce a fost în inima femeii când a fost așa luată prin surprindere de vorbe care nimeni nu le-a mai spus vreodată? Și iată cât de sensibil reacționează. Întâi, din punct de vedere pământesc, păi dacă beau apa asta, nu mai car cu găleata, nu mai insetez, am scăpat de o corvoadă. Dacă beau apa asta, deja voi fi altfel, deci sigur se schimbă ceva în mine, dar cum fac să o obțin? Și iată ce spune. Doamne, dăm această apă să nu mai insetez,
Să nu mai vin aici și să nu mai scot. Vedeți? Scutirea unei corvoade de amblat cu coromâsla în spate cu gălețele pentru om. O vede întâi din punct de vedere pământesc. Când Iisus vede că nivelul de înțelegere teologic se limitează în plan orizontal, o împinge din nou în sus. Mergi și cheamă-l pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat, Iisus îi destăine, viața cinci înguși, niciunul nu ți este bărbat. Și ea îi răspunde doar atât, adevărat ai spus. Și femeia îi și dă titulatura, Doamne, Tu ești proroc. Și acum trece la ceva mult mai înalt. Femeia, ca să vedeți că era cunoscătoare de Pentateuch, Doamne, părinții noștri s-au închinat pe acest munte. Dar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Face diferența între Pentateuchul Samarenian, care împingea pe Garizim, și Pentateuchul Moise, care împingea în Ierusalim, la templu. Iar Iisus i-a zis atât. Femeie, crede-mă, vine ceasul, când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui, căreia noi știm. Pentru că mântuirea este din iudei, dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, pentru că asemenea închinători își dorește Tatăl. Ce înseamnă închinarea în duh și în adevăr? Avem în psalm un stih al psalmistului David care ne spune așa. Cerul este tronul lui Dumnezeu și pământul așternutul picioarelor lui și l-a dat fiilor oamenilor. Deci, de fapt, noi ce suntem? Suntem mesageri rugăciunii la picioarele lui Dumnezeu și nu avem decât să ne închinăm, cum ne spune pravila de la strană. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Deci, de fapt, ce îi spune Iisus? Oriunde te-ai pune în genunchi, acolo este Dumnezeu. Oriunde l-ai căuta pe Dumnezeu, acolo este Dumnezeu. Oriunde ai face voia lui Dumnezeu, acolo este Dumnezeu. Și David, cum sintetizează în psalm, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Ai voie în baie să te rogi? Da. Ai voie în toaletă să te rogi? Da. Ai voie în pat să te rogi? Da. Ai voie în închisoare să te rogi? Da. Ai voie în mașină să te rogi? Da. Ai voie în avion să te rogi? Da. Ai voie în beț să te rogi? Da. Ai voie în prăpaste să te rogi? Da. Pururea lauda lui în gura mea. De aceea închinarea în duh și în adevăr transformă pe Dumnezeu cel viu pe care noi îl credem limitat într-un anumit loc, că El are omniprezența nemărginită în orice loc. Se spune că marele duhovnic Arsenie Papacioc era în închisoare, l-a bătut un teroribil la care îl teroriza și îl chinuia și a zis așa, ia zi bă popă, ce face Dumnezeu acum? Păi ce să facă? Să uită la noi. Și unde stă? Deasupra. În care loc? Păi și în colțul ăla de cameră, și în colțul ăla de cameră, și în colțul ăla de cameră, și în colțul ăla de cameră. Și zice, ce te determină să susții acest lucru? Dacă ți-aș spune, n-ai crede. Și tu nu poți să crezi ce spun eu acum. Și îi povestește părintele Arsenie Papacioc, acestui terorist, torționar, următorul lucru. Omule, mergeam pe stradă și n-aveam la mine decât 5 lei într-un buzunar. Și a trecut o femeie cu un copil flămând sau bolnav și a zis așa, părinte, dă și-mi o binecuvântare și dă-mi ceva că mor de foame. Și i-am dat acel bănuț. Și femeia mi-a spus cea mai înaltă teologie din lume care m-a auzit-o vreodată. Și ți-a spus? Să te asculte Dumnezeu în orice loc te vei întoarce. Adică și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici, și aici. Deci
Exact ce spune psalmistul David. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Deci nu suntem marginalizați sau restricționați de vreo lege sau idee care nu ne permite a deschide gura la Dumnezeu în orice situație, și sub falca leului, și sub copita calului, și sub roata mașinii, și sub cuțitul călăului, și sub ștreangul chinuitorului, și sub pistolul ucigătorului. Poți să te rogi. Și atunci femeia i-a zis ceea ce aștepta Vechiul Testament, de fapt. Știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos. Deci vedeți ce știa femeia din Scripturi, nu era la întâmplare. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Și acum este punctul esențial din Evanghelie. Eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Mi se pare ceva care nu încape în cuvinte omenești, să povestești cu Hristos, să te spovedești la Hristos, să-ți explice Hristos, să te asculte Hristos, să-i pui întrebări lui Hristos, să-i spui tu ce simți lui Hristos și El să spună, da, eu sunt. Unde mai întâlnim aceasta? O mai întâlnim într-un singur loc. Dacă cineva mă iubește și păzește poruncile mele, eu cu Tatăl meu venim la El și ne facem locaș în El. Și El este în noi și noi în El. Adică, eu sunt cel ce sunt, spune Dumnezeu Vechiului Testament, iar Hristos vine și spune, eu sunt adevărul, calea și viața. Adevărul din Sfintele Scripturi, apa cea vie, calea, drumul până la Hristos, care femeia îl bate de acasă până la Sihar, și apoi viața, vorbeam adineaori, da? Repet încă o dată textul exact cum a spus acolo. Așa, 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 mergi, nu, aici. Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, să nu mai vin aici să scot. Și Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău. Bine, zis cu tare, așa, mă interesează altceva. Aici, eu voi fi în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Deci, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. De ce are viață veșnică? Pentru că unde este Dumnezeu totul curat, unde este Dumnezeu totul desăvârșit, unde-i Dumnezeu totul adevăr, unde-i Dumnezeu totul lumină, unde-i Dumnezeu totul este binecuvântare. Deci, dacă cineva mă iubește, eu cu Tatăl meu venim la El. Deci eu sunt cu Dumnezeu, că Tatăl lui și cu El este la mine. Femeia continuă și spune, așa, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Însă se întâmplă un lucru foarte interesant. Apar ucenicii lui, apostolii, ei se miră că vorbește cu o femeie samarineancă, n-au îndrăznit să întrebe ce o întreabă, dar femeia în clipa următoare a lăsat găleata lângă fântână, s-a dus în cetate și a zis tuturor oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut, nu cumva acesta este Hristos, și-au venit din cetate toți și veneau către El. Deci femeia din trei discuții esențiale cu Hristos, apă vie, viață veșnică, păcat, proroc, Dumnezeu, eu sunt Mesia, s-a și dus în cetate să înceapă misiunea apostolică. Deci apostol mai înainte de apostol. Și toată cetatea s-a întors. Acum ucenicii erau mofturoși și înțepați cumva că au bătut atâta drum și Iisus nu mănâncă. Și acum le aplică și lor aceeași lecție mistică. Într-un fel numai nu le spune, lăsați-mă ghiozdanul și ghiftuiala.
Învățător, le mănâncă. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Și ei se întrebă, oare i-a dus cineva să mănânce și ne-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Și aici folosește o expresie interesantă, noi nu o putem tâlcui, poate Andrei al Cezarei, Grigore Palama, Ioan Gură de Aur, nu ne băgăm noi, spune așa, mai sunt 4 luni și vine vremea secerișului și iată, vă zic, vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele care sunt albe pentru seceriș. Ce vrea să spună Mântuitorul? Ceea ce n-ați putut voi face ca apostoli și ceea ce voi nu înțelegeți ca apostoli și încă nici nu sunteți în lucrare, femeia aceasta a făcut gratis, fără nicio școală. Toată cetatea a fost la picioarele lui Iisus. Priviți secerișul și holdele că sunt albe. Din păgânismul samarinean, ei s-au întors spre Hristos, cuvântul veșnic. Și iată ce frumos se încheie Evanghelia. Iar cel ce seceră primește plată și adună roadă spre viață veșnică. Acum o să vă întrebați, cum cel ce seceră primește roadă ca să aducă viață veșnică? Trebuie să știți și acest lucru. Toată familia samarinencei, sora ei, mătușa ei, copiii ei, fetele ei, toți au fost martirizați pentru Hristos și au fost făcuți mucenici. Vă recomand să citiți Viața Sfintei Fotinii, samarineanca, de la fântână, și să vedeți prin ce torturi trece și cu cât curaj îi spune împăratului păgân. Eu care am vorbit cu Hristos la fântână, Cel ce a făcut cerul și pământul și tu vii să mă înfricoșezi mie cu foc și cu sulițe și cu săbii, habar n-ai ce vorbești, ești într-o mare rătăcire. Și o arde cu foc și o chinuiește și o bagă în temniță și o schingește și spune, ia-mi viața mai repede să mă duc la Cel ce mi-a dat apa cea vie. Nici nu-i păsa, va fi jupită de vie, va fi arsă. Vă recomand să-i citiți viața, că dacă vă povestesc eu nu vă mai interesează. Și iată ce spune Hristos. Altul este semănătorul și altul este secerătorul. Deci a semănat femeia și au cules apostolii gratis o lecție de misiologie rar întâlnită. O lecție de cateheză care a depășit toate limitele imposibilului. Unde mai întâlnim noi o cateheză scurtă și cuprinzătoare? O găsim odată în gura lui Hristos. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Unii o înțeleg, unii nu o înțeleg. Este vorba de cel ce alege să stea la picioarele lui Iisus, să asculte cuvintele lui și să le pună în practică. Mântuitorul vine și spune și el femeii din popor. Toți sunt fericiți care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar mai să-l și facă pe el. Ce vine Maica Domnului și sintetizează la nunta din Cana Galilei? Să faceți tot ce vă spune El. Ce spune Maica Domnului Îngerului când îi vestește despre întrupare și Duhul Sfânt? Iată roaba Domnului să-mi fie mie după cuvântul tău. Ce fel de texte evanghelice sunt? Prelucrate, dezbătute, analizate, întinse, completate, nu, nici gramatical, nici lexical, nici teologic, nici alegoric. Răspunsul este cât se poate de scurt, fă voia lui Dumnezeu. Și iată ce spune samarineanca în cetate, cu ce cucerește ea cetatea? Nu faci 1000 de predici. Veniți să vedeți pe cel ce mi-a spus mie toate câte am făcut. Oare nu acesta este Hristosul? Și a ieșit din cetate toată lumea și toată cetatea a venit către el. Și acum să vedeți finalul Evangheliei care e și mai tare. Și mulți samarineni din cetate au crezut în Hristos pentru cuvântul femeii care mărturisea. Mi-a spus toate câte am făcut. Și acum să vedeți cum se întoarce Evanghelia spre un final
Noi o numim aceasta matematica areală sau răsturnare în imaginea numerilor, sau spunem asta mulțirea la pătrat. Ia uși ce spune. Dar acum veneau samarinenii la el și îl rugau, rămâi cu noi! Și a rămas acolo 2 zile. Și mai mulți au crezut în trânsul. Și acum ce spuneau samarinenii în predica lor? Femeie, credem nu numai pentru cuvântul tău, ci acum credem că noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii. Deci iată cum dintr-o sămânță mică, 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 veniți să-L vedeți cel ce mi-a spus mie toate, oare nu-i Hristosul? Acum samarinenii, după ce Hristos le-a vorbit lor Evanghelia 2 zile, probabil nu la nivelul la care vorbesc eu, mult mai elevat și mult mai simplu, că era Dumnezeu, și ei acum îi spun femeii, da, e adevărat că tu ce ne-ai spus nu e adevărul, dar ce-am văzut noi acum ne-a convins de plin că acesta e Hristos, Mântuitorul lumii. Ultima întrebare pentru acasă și am încheiat este aceasta. Dacă a murit și a înviat, este Hristos, Mântuitorul lumii? Dacă s-a răsnit pentru noi, oamenii, și a noastră mântuire, este Hristosul lumii? Dacă va veni iarăși cu slavă să judece vii și morți, este Mântuitorul lumii? Dacă ne-a dat trupul său și sângele său să-l mâncăm, să avem viață veșnică, este Mântuitorul lumii? Dacă a făcut minuni care nimeni nu le-a mai făcut, este Mântuitorul lumii? Dacă ne-a spus cuvinte care nimeni nu le-a mai spus și minuni care nimeni nu le-a mai văzut, este Mântuitorul lumii? Este. Atunci să ascultăm de El. Hristos a înviat!